Vă salut și bine ne-am întâlnit la un timp în care chiar în izolare, să avem măcar câteva momente în care să fim în același gând. În data de 11 septembrie 2001, pe când aveam 9 ani, mai exact în după masa acelei zile, mă jucam cu o mașinuță pe care tocmai ce-am primit-o și mi-am făcut un traseu în modelul de pe cobor. Deodată, de absolut nicăieri, pentru întreaga lume, am aflat după aia. Traseul mi-a fost întrerupt de o știre la televizor. Un avion se prăbușise în turnul de nord al World Trade Center, o clădire ce avea 110 etaje. Impresionat spre mai deloc, mi-am continuat traseul ca să aflu peste alte aproximativ 17 minute că un alt avion se prăbușise în turnul de sud. Ca și prima dată, cam la fel de impresionat, mi-am ridicat privirea, m-am uitat la eveniment, am încercat să găsesc un sens pentru mine. Am ridicat din umeri și mi-am continuat traseul pe același model de pe cobor. Alții, da, s-au stresat, s-au îngrijorat, s-au agitat. Au început să se teamă pentru ei, pentru lume, dar în definitiv, toți. Și am continuat același traseu, pe același model pe care știau mai dinainte. Pentru că moartea sau îmbolnăvirea unui om drag, unui om pe care îl cunoști și care ți-a apropiat, este o tragedie. Dar moartea a 2.996 de oameni, incluzând cei 19 teroriști, ei, asta este o statistică. Și cred că o statistică, oricât de tragică, nu ne împinge la acțiune decât atunci când simțim că poate deveni și tragedia noastră personală, când simțim că ni se aplică și nouă. Cred că tragedia statistică a coronavirusului ne-a îndemnat ca țară și, până la urmă, și pe noi individual, la acțiune. Nu pentru că am fost impresionați de numărul mare de îmbolnăviri, nu pentru că am fost impresionați de numărul mare de morți din cauza asta, nu. Ci pentru că ne-am dat seama că nici noi nu suntem imuni. Și cred că la fel este adevărat și cu cea mai mare tragedie, a nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Tragedia asta, universală, nu ne împinge la acțiune decât atunci când înțelegem că nu suntem imuni și că ni se aplică și nouă. În urmă cu ceva timp, mi-am dat seama de o tragedie universală care putea să devină tragedia mea personală. Și anume, faptul că de la sine, sau cum ar veni de la mine, din inerție, fără intervenție, tendința este să mă depărtez de Dumnezeu. Că nefăcând ceva perseverent, în adins, țintit înspre a mă apropia de Dumnezeu, tendința este clară și rapidă și înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu. Sau altfel spus, în lipsa perseverenței înspre Dumnezeu se așează inerția îndepărtării de Dumnezeu. Din ce știm, de fapt și din ce am trăit noi până acum, nu este atât de greu să ții un obicei, cât este greu să-l formezi. Și cel mai bun context pentru a forma un obicei, o disciplină, este un context anticipabil, exact ce avem noi acum, un context mult mai anticipabil. Când zilele încep să semene între ele, atunci este timpul ideal pentru a crea obiceiuri și o disciplină nouă. Acum, e drept. E drept că disciplina ne cere foarte mult pe loc și ne plătește numai în timp. Disciplina nu ne dă niciun entuziasm. Disciplina este introvertită. Este tăcută și grea și este atât de ușor de înlocuit cu lucruri gălăgioase și ușoare. Disciplina este despre a face lucruri
mici, cu o perseverență mare. Bun, totuși, de ce disciplină și nu când se întâmplă și când vine? Pentru că riscăm o tragedie personală. Cum scrie în Osea, capitolul 6, evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Și continuă câteva versete mai încolo, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Și tot. De ce disciplină și nu când se întâmplă și dacă vine? Pentru că cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16 cu 10. Sau cum ar spune C.S. Lewis la asta, nu ar trebui să putem să-L adorăm pe Dumnezeu în cele mai bune momente, dacă nu am construit deprinderea de a face același lucru în cele mai joase momente. Se prea pare că cel mai bun antrenament pentru momentele mari, pentru lucrurile mari, se face în lucrurile mici. Totuși, de ce disciplină și nu când se întâmplă? Pentru că s-ar putea să nu se întâmple absolut niciodată. Lui Daniel nu i s-a întâmplat să se roage de 3 ori pe zi. Lui David nu i s-a întâmplat să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu și să se închine. Așa cum nici lui Pavel nu i s-a întâmplat să fie mulțumit cu starea în care se găsește. În definitiv, cred că disciplina pe care o practicăm ne arată viitorul. Nu atât viitorul a ce se întâmplă în jurul nostru, cât a ceea ce se întâmplă și se va întâmpla în noi și cu noi. Și un timp mai bun decât cel pe care îl avem acum pentru a crea un obicei nou, o disciplină nouă, nu știu dacă am avut sau dacă o să avem, dar știu că îl avem acum. După cum scrie și în Filipeni, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Ei, acum nu mai lipsește. Domnul cu noi.